În ultima perioadă am fost asaltați cu declarații de presă ale președintelui Consiliului Județean Cătălin Nechifor, care au devenit progresiv din ce în ce mai năucitoare. Fiind în luna noiembrie acestui an, intrăm practic în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Consiliului Județean Cătălin Nechifor. Uitându-ne retrospectiv, vedem o șosea de centură a Sucevei pe care a găsit-o la un grad de fluidizare de 85%, iar acum ne-o lasă într-un stadiu deplorabil din cauza degradării avansate în urma abandonării oricăror lucrări. Deși aceste fapte sunt cunoscute de toată lumea, începând de la Dan Șova și până astăzi, nu a existat niciun ministru al transporturilor care să nu ne mintă braț la braț cu Cătălin Nechifor că în câteva luni de la data când urmau ei să vină în vizită, centura să fie gata. Puțină lume știe și faptul că segmentul de centură deschis circulației nu a fost inaugurat oficial pentru că nu s-a semnat recepția, acolo fiind foarte multe nereguli, mai ales legat de calitatea materialelor folosite. Un alt mare proiect pe care l-a găsit Cătălin Nechifor când a preluat șefia Consiliului Județean este aeroportul Suceava. Deși stadiul în care era proiectul în 2012 ar fi impus deschiderea aeroportului în cel mult 18 luni, am avut parte timp de 4 ani de un șir nejustificat de amânări peste amânări a recepționării lucrărilor la aeroport. Inaugurând aeroportul cu întârziere nepermis de mare, Cătălin Nechifor nu pare deloc deranjat de acest lucru. Ba mai mult, se zbenguie cu declarații de presă de parcă ar fi fost proiectul lui, transformând rușinea deschiderii aeroportului cu 2 ani mai târziu într-un închipuit mare merit al său, neavând nici măcar bunul simț de a invita la inaugurare pe realizatorii proiectului. În timp ce faptele sale constau doar în întârzieri dacă ne uităm la aeroport sau în nerealizări dacă ne uităm la gropile de gunoi ecologice și la șoseaua de centură, cu vorbele domnul Nechifor stă mult mai bine. Am mai spus mai devreme că declarațiile dumisale sunt năucitoare. Pentru că asta am simțit când am auzit promițând că va înființa o companie aeriană care se va numi Bucovina Airlines. Adică domnul Nechifor încearcă să ne convingă că deși nu a fost în stare să aibă vreun contract semnat cu vreo companie aeriană la data deschiderii aeroportului, dând dovadă de o crasă incompetență, va fi în stare să facă nemaipomenita companie aeriană. Ne așteptăm ca domnul Nechifor să iasă în presă și să ne promită că va face și o fabrică de avioane la Suceava, care va produce Boeing de Bucovina pentru aviația civilă și Bombardier pentru armata americană, că doar nu-l o durea gura. În încheiere vrem doar să-i transmitem domnului Nechifor că, având în vedere segmentul de vârstă și cel social, care vor fi clienți al curselor de pe aeroportul Suceava, alegerea prăfuită a unui clip publicitar dintr-un film super demonetizat și dus la maximă uzură de către toate televiziunile naționale este cel puțin neinspirată și demonstrează încă o dată, repetăm, o crasă incompetență.